SCMU Craiova a avut forță doar în debutul întâlnirii cu Știința Bacău. Campioana României a reușit să intre la 16 la 13 la al doilea timp tehnic, însă a greșit în apărare, iar oltencele au profitat. De la 5 la 19, echipa gazda a egalat la 22 și apoi la 23. La următoarele două mingi, oltencele au pus mingea în podea și s-au impus la limită 25 la 23. Următoarele două seturi n-au avut istoric. Formația lui Florin Grapa a condus ostilitățile ajutată de un serviciu mai puternic și mai exact. Ambele runde s-au încheiat la 25-11. Începutul părții a patra a adus noi emoții pentru studentele băcăoane. SCMU Craiova s-a ținut aproape până la 7 la 7. După primul timp tehnic, Știința a intrat în modul turbo, iar pe serviciul perfect executat de Rogojinaru, campioana României s-a impus categoric la 25 la 9 și 3 la 1 la general. Primul set mi-a spus că am luat jocul ușor și până când am luat tipurile mai în serios, a văzut care e diferența. Fără la fel ca și meciul anterior, fără să fac un joc senzațional. E bine că se întrebuințează doar atât cât să ia cele trei puncte? Cine știe să spună chestia, dacă tu știi, spune-o tu. Săptămâna viitoare, miercuri, Știința Bacău va juca acasă cu Penicilina Iași, pentru ca sâmbătă să întâlnească tot la Sala Sporturilor finalista de anul trecut, Dinamo București.